Bună seara și bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre o lege care interesează pe toată lumea, mai exact despre modificări la legea cu privire la pensionare și vorbim în special despre majorarea vârstei de pensionare, despre pensionarea anticipată, o noțiune relativ nouă pentru Republica Moldova, care va fi aplicată, deși nu chiar în premieră, dar acest sistem va fi în premieră, dar și despre indexarea pensiilor. Chiar dacă suntem sau nu cu toții la pensie, oricum va veni și acea zi, așa că pe toți ne interesează. E un proiect votat în prima lectură deja în Parlament, un proiect care a stârnit deja discuții aprinse. În această seară ne propunem să vedem exact despre ce este vorba, să înțelegem de ce se produc aceste modificări. De aceea, dați-mi voie să-l salut în studioul nostru pe deputatul PAS, domnul Dan Perciun, care este președinte al Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, cel care a prezentat acest proiect de lege. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnul Vladimir Adnăstalco, deputat socialist și vicepreședinte al aceleiași comisii. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și va fi în direct cu noi și domnul Liviu Vovc, fost deputat Platforma DA. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Discuția este de ce domnul Vovc a avut și o poziție vis-a-vis de acest proiect și am vrea să o auzim în această seară. Poate să vedem și de ce s-au creat aceste discuții, controverse. Așadar, o să împărțim această emisiune în trei părți ca să vorbim separat pe fiecare dintre părți și să înțelegem cu toții de ce a fost majorată vârsta de pensionare, la ce vârstă se iese deja la pensie, de când se întâmplă acest lucru și ulterior vom discuta și celelalte două probleme. În primul rând vreau să vedem de ce a fost nevoie să se revină la vârsta de pensionare. Deci asta vreau să precizez în primul rând că ceea ce facem noi revenim la un grafic de majorare a vârstei de pensionare care a existat și până în decembrie 2020. Acest grafic a fost aprobat în anul 2017 și a fost dat peste cap în acea ședință nocturnă din luna decembrie a anului trecut. Uh-huh. Am luat această decizie. Nu este o decizie complicată, și știm că nu este o decizie populară, este o decizie care trebuie explicată, discutată cu cetățenii, pentru că la momentul de față, fondul nostru de asigurări sociale, fondul din care noi plătim astăzi pensiile, este unul deficitar. Noi subvenționăm acest fond în fiecare an de la bugetul de stat și acoperim acea gaură care se acumulează, pentru că din contribuțiile care se colectează la ziua de azi, din salariile celor care muncesc, nu ajung bani pentru a plăti pensiile. Și atunci, din alte surse care ar putea fi direcționate spre alte cheltuieli, fie că vorbim de majorarea salariilor, fie că vorbim de cheltuieli pentru bunătățirea calității educației sau cheltuieli care ar putea merge către medicină, noi luăm acești bani și în fiecare an îi dăm în fondul de asigurări sociale pentru a putea plăti pensiile. Uh-huh. Și situația pe care noi o vedem astăzi este una foarte complicată. După 30 de ani în care țara asta a fost guvernată așa cum a fost guvernată, după ce am pierdut 1 milion de cetățeni pentru că au plecat să lucreze peste hotare în căutarea unei vieți mai bune, în condițiile în care ne confruntăm cu o scădere dramatică a natalității, am ajuns într-o situație când avem mai puțin de un salariat pentru fiecare pensionar. Și lucrurile în ultimii ani s-au înrăutățit. Noi am pierdut 140.000 de oameni care contribuiau în bugetul de asigurări sociale pentru ca să poată plăti pensiile, iar numărul pensionarilor, în linii generale, a rămas neschimbat. În același timp, toate analizele și prognozele demografice arată foarte îngrijorător. În decurs de 10-15 ani, o să ajungem într-o situație când în Republica Moldova, fiecare a treia persoană cu vârstă mai mare de 60 de ani, fiecare a treia persoană din Republica Moldova va avea o vârstă mai mare de 60 de ani. Fiecare a patra persoană va avea o vârstă mai mare de 65 de ani. În aceste condiții, vă dați seama că există o presiune foarte mare asupra fondului nostru de pensii și atunci o soluție, da, complicată, o soluție pe locuri controversată, dar este unica soluție posibilă care a fost aplicată și de către alte țări din regiune,
într-o situație similară, este de a majora gradual această vârstă de pensionare. Pentru ca să putem să asigurăm pe viitor și creșterea pensiilor și să avem și fonduri disponibile pentru alte cheltuieli, ca să dezvoltăm Republica Moldova și să putem să generăm creștere economică și să obținem toate acele lucruri care în esență ne dorim cu toții, fie că sunt salarii mai mari, fie că este un sistem educațional mai bun sau orice altceva vrem noi să ne livreze statul. Așa. Acum, ca să le spunem celor de acasă că începând din 1 ianuarie anul viitor, vârsta standard de pensionare pentru bărbați va fi de 63 de ani, vă rog să mă corectați. Exact, dacă... așa cum a fost și anul acesta. Iar stagiul complet de cotizare de 34 de ani. Deci da? Aici nu se schimbă nimic. Iar pentru femei, vârsta standard de pensionare de 63 de ani, da? Nu. Deci pentru femei, anul viitor, vârsta de pensionare va fi de 59,6 luni. În primele 6 luni corect. Ale anului. Da. Urmând ca din luna iulie până în luna decembrie, vârsta să fie 60 de ani și aceasta să crească gradual exact. Până la 63 în 2028. Exact. În 1 iulie 2028. Mă uit în acest... 6 ani de zile, acolo vom ajunge. La 63 de ani și femeile să aibă această vârstă de pensionare în 2028. Asta era ideea pe care încă o precizare am mai vrut să fac pentru că am văzut niște cifre foarte interesante. Domnul Ioniță spunea că cifra celor care muncesc, a salariaților în acest moment este care muncesc full time, cum ar veni, da? Uh-huh. E de 600 de mii, din care 200 de mii sunt bugetari și 400 de mii lucrează în sectorul privat. Avem 700 de mii de pensionari, cu alte cuvinte, spune domnia sa, doi salariați țin trei pensionari și un bugetar. Asta e calculul, acesta e calculul pe care l-a făcut dumnealui. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, vreau să mergem la domnul Adnan Stalco, pentru care în această seară cu greu am acceptat să îl urmăresc în limba rusă pentru că spune că nu vorbește bine româna, deși vorbește foarte bine, sunt convinsă, dar am acceptat. Eu vă voi urmări cu mare atenție și dacă nu înțeleg ceva o să intervin. Da, totuși, socialiștii au micșorat vârsta de pensionare anterior, da? Dumneavoastră ați fost cei care ați modificat acest proiect anterior. Acum, sunteți de acord cu ceea ce spun colegii de Parlament? Bună seara, doamnă Irina, domnul colegi. Scuzați-vă, rog, pentru greșeli mari în limba moldovenească, dar și eu astăzi... Puteți să-i spuneți română deja, da. Буду, Саша, позволение говорить на русском, но в ближайшие пару месяцев мы буду лучше, чем господин Перечин говорит. Уважаемые коллеги, ситуация на самом деле очень серьезная. Подобные вопросы нужно обсуждать не 4 дня. Хотел бы напомнить предысторию первое. Этот проект был зарегистрирован коллегой-депутатом Перчином в понедельник, и уже в четверг он был рассмотрен на пленарном заседании парламента и проголосован в первом чтении. Сам факт спешки такой, архиспешки, уже вызывает вопросы, как минимум. Это раз и два. Расходится кардинально с мнением партии ПАС и лично с мнением коллеги Перчина о транспарентности, о широких публичных слушаниях, о вовлеченности в такой серьезный вопрос всех участников процесса пенсионного фонда. Я сейчас говорю о рабочих, я сейчас говорю о экономических агентах, я сейчас говорю об ассоциациях пенсионеров, что очень важно, о профсоюзах и патронатах, которых вообще не спросили, а что вы думаете о этом или о другом? Это раз, хотя было заявлено не один раз об этом. Два. Очень важный момент. Коллега Перчун подчеркнул, что «Ной ревеним ла стандарти кария фост адаптати на анул доуми и шапс призечи». Ну, Симас, телеспектатор, да. Да, молцумеск. Вот к концу передачи начну уже говорить. Спасибо большое. Мы, наоборот, в 2020 году, я говорю сейчас о Писеремио партии социалистов, вернулись к тому возрасту, который был поднят в 2017 году партии Плохотнюка демократов. Причем они в первом чтении проголосовали за 6 дней. Партия ПАС сейчас за 4 дня умудрилась. Также не было никаких дискуссий, также не было никаких обсуждений по этому вопросу. Был тот же мотив, о котором сегодня мало кто говорит. Речь идет о... Мы знаем, что берется кредит правительством, как минимум обсуждается от МВФ, 564 миллиона долларов. Это сумма большая. В 2017 году предыдущее то правительство также брало кредит. И одно из главных
condiții principale a fost majorarea vârstei pentru pensionari, ca și femei, ca și bărbați. Asta foarte important. Следующий очень важный вопрос. На сегодняшний день мы слышим очень много различной информации касательно этого субъекта. И оно правильно, что идет хотя бы обсуждение вне стен парламента. Люди сами обсуждают этот вопрос, показывая власти, абсолютной власти сегодня у нас в стране, о том, что спросите нас, что мы думаем. Вместе с этим, что у нас на сегодняшний день происходит? Власть не предоставила абсолютно ничего аргумент, который бы выдерживал критики. Даже сейчас коллега Перчун, делая презентацию зрителям, говорил о том, что у нас фонд пенсионного страхования Аринивел Фуартис Кызут, что у нас количество работающих и количество пенсионеров, получающих пособие, очень критично. Да, действительно, это так и есть, но нельзя с этим так разбираться. Что у нас не хватает элементарных денег, и что мы думаем о будущем? В этих аргументах, которые не выдерживают абсолютно никакой критики, не было ни одного аргумента прочеловеческого, ни одного аргумента про-социального для того, чтобы объяснить людям, что им, почему им будет лучше. Почему? Вот на сегодняшний день у нас 60 тысяч человек, 61 почти, 1 января 2022 года должны были выйти на пенсию, которым мужчины и женщины, которым бы исполнилось 57 и 62 года соответственно. Они лишены этой возможности. Но мы все прекрасно знаем, что взамен этого государство, последняя мысль, экономит, в данном случае мы говорим о правительстве, более 1,5 миллиарда лей только в год. Așa. Dacă pot trebuie sau după intervenția domnului. Vă rog și trecem la domnul Vovc, pentru că da, aș vrea în primul să rând, în primul rând, ceea ce ține de procedură. Aici e bine cetățenii să știe că ceea ce s-a întâmplat în decembrie 2020 s-a întâmplat în două lecturi, în acea ședință infamă, noaptea, când majoritatea PSR Mieșoar au votat un șir întreg de legi toxice, de la liberalizarea prețului la medicamente până la trecerea SIS-ului în subordinea președinției. Atunci s-a votat în două lecturi, fără avizul guvernului, într-o manieră absolut neconstituțională. Din start, acel proiect era neconstituțional, pentru că în momentul în care implică anumite cheltuieli, trebuia să existe avizul guvernului. Mai mult ca atât, nu exista absolut niciun calcul. Ceea ce facem noi este să revenim la o situație de dinainte de 2020. Noi am mers în se campanie face asta electorală. La solicitarea femeii sau nu? Există unul dintre aspecte, este și femeiul, dar nu despre femei e vorba. Noi trebuie să ne decidem ce este corect să facem în situația în care avem un deficit enorm, avem acea dinamică proastă a numărului de salariați și ea s-a menținut pe parcursul ultimelor 7 ani, chiar și în condițiile unei creșteri economice. Ce facem în condițiile în care ajungem în curând la o situație în care fiecare a treilea moldovean are mai mult de 60 de ani și nu trebuie să privim departe, ne uităm la țările din jur și am zis așa și în plen. O țară bogată, ca Federația Rusă, are o vârstă de pensionare pentru bărbați de 65. România are 65 pentru bărbați, pare mi se 63 pentru doamne. Armenia are 63. Da. Belarusul e 60-63. Respectiv, vedem un trend global de majorare a vârstei de pensionare care reiese din niște circunstanțe obiective. Nu avem mare plăcere din a implementa aceste măsuri, dar ele sunt niște măsuri necesare. Am și înțeles. Am zis și anterior, guvernarea nu e un concurs de popularitate. Am înțeles. O să revenim la domnul Adnostalco ca să vedem de fapt care este soluția atunci când nu are cine munci, dar cineva trebuie să primească pensie. Totuși o soluție trebuie să existe, pentru că ați spus că nu e uman ceea ce se întâmplă. Nu s-a gândit nimeni la om și n-a luat decizii pro-om. Domnule Vovc, vreau să interveniți și dumneavoastră și să ne spuneți care e punctul de vedere vis-a-vis de majorarea vârstei de pensionare. Da, de fapt, poziția platformei DA este una de mijloc. Noi împreună cu colegii din PAS, cu Dan Perciun, am fost martori a ceea ce s-a întâmplat 16 decembrie 2020, când în grabă mare s-a modificat vârsta de pensionare. Fără avizul guvernului, aici confirm, total neconstituțional. Dacă ar fi fost contestată la Curtea Constituțională, sigur că acea lege ar fi fost anulată. Fără un calcul a cheltuielilor financiare, din ceea ce cunosc eu, dacă ar intra în vigoare legea votată atunci de Șor și socialiști, asta ar însemna plus 10 miliarde de lei cheltuieli în 2022. Însă,
Proiectul la care se revine acum, care a fost votat în 2017 de către guvernul Filip și Partidul Democrat cu toți cei comparați, nu știu dacă este corect să-l raportăm la anul 2021. Chiar și dacă nu era votată legea socialiștilor prin care să anuleze această vârstă, eu cred că în acest an ar fi trebuit să analizăm care este speranța la viață în Republica Moldova, căci în ultimul an a scăzut cu 1,1 ani, și atunci ar fi trebuit demicșorat, chiar și dacă rămânea acea 63 de ani, ar fi trebuit demicșorat un pic vârsta de pensionare în concordanță cu circunstanțele actuale, cu speranța la viață care este în Republica Moldova. Și în această cauză, pentru mine nu este clar de ce din august, de când a fost numit guvernul, 4 luni de zile, nu s-a discutat despre acest proiect. Să găsim soluția cea mai bună, nu pur și simplu să copiem articolele democraților din 2017, dar să găsim, dacă să-i spunem așa, proporția de aur între speranța la viață și capacitățile sistemului de a achita pensii la moment. Și plus la asta, cum am spus, regretul este că în 4 luni de zile nu s-a discutat despre acest lucru și plus la toate, regretul este cu privire la transparență per general. Ori bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondul de asigurări obligatorii în medicină, toate au apărut cu o oră înainte de ședința guvernului, fără a fi consultate în prealabil cu sindicatele, cu comisia tripartită privind negocierile colective. Nu știu, pare mi se e prima dată când se întâmplă că bugetele să nu fie consultate în prealabil, dar cel mai straniu este faptul că în proiectul bugetului asigurărilor sociale, votat de guvern vineri, se vorbește despre faptul că, uite, vor fi modificări cu privire la indexare, cu privire la vârsta de pensionar, iar aceste modificări abia sunt prezentate luni și nu de guvern, dar de Parlament. Când corect ar fi fost ca acest proiect de lege să fie prezentat înaintea votării bugetului asigurărilor sociale, să fie consultat, să fie votat în prima și a doua lectură, iar atunci când vine proiectul bugetului asigurării sociale, deja să fie intrate în vigoare aceste lucruri. Haideți să vedem ce un răspuns. Pe final și proiectul dat, înregistrat luni, în care nota informativă scrie că vor avea loc consultări publice, chiar dacă ar trebui să aibă loc înainte de înregistrarea proiectului, aflăm că joi deja a fost votat în prima lectură. De aici îmi pare că un pic este exagerat, ar fi trebuit să înceapă acest proces din timp, astfel ca toate părțile se poate expune și să ajunge la soluția cea mai bună pentru cetățeni. Da, vă rog. Bun, la capitolul transparență, eu sunt de acord că lucrurile de principiu e bine când se întâmplă mai din timp. Dar suntem în niște circunstanțe extraordinare. Guvernul a elaborat a cincilea buget pentru acest an. Au existat două rectificări, după care noul buget, rectificările la toate celelalte bugete, încă un buget de asigurări sociale și încă un buget pentru fondul de asigurări medicale. Plus, am avut acea situație complicată cu gazele, care trebuiau identificați bani, trebuiau incluși în buget, trebuia de găsit mecanismele de finanțare a celor compensații, elaborate legile și hotărârile de guvern aferente, regulamentele. Deci este un proces enorm care s-a întâmplat. Acesta este un motiv pentru care nu există transparență atunci când se adoptă o lege? Bine. Când vorbim despre... Deci, de principiu, eu sunt absolut de acord că e bine lucrurile se întâmple din timp și așa. Și o să revenim în această albie a normalității, cred că începând din luna decembrie. Acum au existat multe focuri care trebuiau stinse, toate erau un paralel. Avem capacitățile instituționale pe care le avem. Respectiv, s-au lucrat în regim de urgență. Și de aici au apărut și aceste întrebări referitor la viteza cu care se întâmplă lucruri. Dar dacă ne referim la vârsta de pensionare, din 2017 și discut subiectul, toată campania electorală am discutat despre acest subiect, inclusiv în toate întâlnirile electorale unde am participat, pentru că colegii noștri socialiști, atunci când au votat legea, n-au vrut să includă micșorarea vârstei din 2021, înainte de alegeri, dar au lăsat-o intenționat pentru anul 2022, ca să aibă mesaj electoral, pentru că erau cheltuieli mari care ei nu au vrut să le asume anul trecut și ne-au lăsat o nouă moștenire. Și atunci noi, toată campania electorală, în zeci sute de întâlniri, am discutat acest subiect și credeți-mă foarte bine, noi știm opinia oamenilor. Și opinia oamenilor nu este una, este pe locuri înțelegătoare, dar în același timp înțelegem dorința
absolut explicabilă a oamenilor de a ieși mai devreme la pensii, care ei ne-au expus-o în zeci de întâlniri și așa mai departe. Dar, în același timp, v-am spus, guvernarea totuși nu este un concurs de popularitate. Trebuie să privim obiectiv la lucruri și să vedem ce am moștenit noi după 30 de ani și ce își poate permite azi Republica Moldova. Își poate permite mai mult decât România, își poate permite mai mult decât Federația Rusă, își poate permite mai mult decât Armenia sau Ucraina. Cu regret, am avut acea guvernare pe care am avut-o și la zi nu își poate permite. De Doamne, în 7-8 ani de zile să ajungem în situația în care să revenim și să constatăm că datorită reformelor în justiție, datorită creșterii economice, am avut un influx a cetățenilor plecați psihotare, crește numărul salariaților, avem creșterea natalității și atunci parametrii problemei noi trebuie să luăm publicitate. Prima parte a emisiunii practic s-a scurs, iar nu am găsit soluții. Eu aș fi vrut ca să aud și soluții. Am înțeles că e greu. Nimeni n-a spus că la guvernare e ușor. Păi asta este o soluție, dar alternative la situația asta care generează niște soluții pe termen scurt și mediu nu sunt. Da, bineînțeles, vă zic, în timp, creșterea numărului salariaților, sporirea natalității. Dar asta ia un pic de timp, pentru că când vorbim de un sistem mare, ca sistemul de pensionare, imaginați-vă un tren. Un tren care se îndreaptă în prăpastie. Pentru a-l opri și a-l reorienta, e nevoie de un pic de timp și el are o mare inerție. Și aici, da, în acești 7-8 ani de zile, vom vedea cum vor evolua lucrurile și dacă va fi cazul, vom reveni. Dar sunt niște constrângeri. Ne întoarcem după pauză ca să vedem soluțiile și să trecem mai departe la următoarea problemă pe care o avem de discutat, pensionarea anticipată. Acum luăm publicitate, revenim imediat. Continuăm. Domnul Adnostalco vrea o replică, vă rog. Foarte scurt. Коллега Дан сказал по поводу ночных голосований. Хотел бы напомнить слова его шефа, госпожи Санду, президента страны, о том, что только воры голосуют ночью. И это было в 11 часов ночи. Поэтому здесь надо посмотреть в зеркало и найти виноватых. В данном случае им, что касается, не успели бюджеты сделать, поэтому нетранспарентно нашли причину. Так я вам хочу сказать, что чиновников стало больше. Министерства разделили социальная защита и здравоохранение. Поэтому все успевали. Было бы желание, была бы возможность. И что касается, почему не ввели с 2021 года? Я был одним из адептов того, чтобы с 1 января 2021 года. Но когда правительство тебе говорит, ребята, надо еще систему подготовить, нужно подготовиться к этому. Ты принимаешь то решение, которое правильное с точки зрения профессионалов, а не с точки зрения того, что кто-то сказал. Спасибо. Da, haideți să vedem. Da, nu sunt suficienți bani în buget. Numărul de bugetari, numărul de salariați deja este mic. Ce facem în cazul celor care ies la pensie la 38-39 de ani? Acolo n-am văzut ca să... Mă refer la polițiști, carabinieri, penitenciare, militari. Acolo n-am văzut ca să fie modificări. Deci acolo unde au fost modificări, au fost în raport cu judecătorii, cu procurorii, s-a modificat legea, procurorii se pensionează și ei acum la 63 de ani, în cazul judecătorilor există un grafic de majorare, o să ajung și ei acolo. În cazul altor profesii, trebuie să privim foarte atent și la salariile pe care le au azi, deficitul de cadre care există și trebuie să existe anumite stimulente pentru a-i menține în profesie. Bine, dar medicii de ce sunt mai prejos? Pentru că ei la fel lucrează câte 24 de ore. Munca lor nu este cu nimic mai puțin complicată. Psihologic, psihic, ei sunt, se consumă poate chiar mai mult. De ce această diferențiere? E adevărat, dar din discuțiile pe care noi le-am avut cu sindicatele, vreau să vă spun că, într-adevăr, situația în sistemul penitenciarilor, în special, este dezastroasă astăzi. La penitenciarul 13, noaptea rămân 5-10 gardieni care au grijă de toți acei deținuți. Vă dați seama ce înseamnă lucrul ăsta și care sunt riscurile la care îi spun în cazul unui răscoale sau căreva situație excepțională. Ce este de făcut? Ce e de făcut? Soluții pentru Vă spun ce e de făcut. Deci noi astăzi avem așa o plăcintă. Plăcinta asta trebuie să crească, pentru că dacă noi nu o să avem încasări mai mari la buget și nu o să avem creștere economică, noi putem să croim bugetul existent în o mie de moduri, dar el mai mare nu o să devină. Important să devină bugetul mai mare. Și asta înseamnă investiții străine, asta înseamnă lupta cu corupția, asta înseamnă crearea locurilor de muncă, bună guvernare și toate celelalte lucruri despre care am vorbit inclusiv în campania electorală. Cu regret, lucrurile astea nu se întâmplă în 100 de zile.
nu pui la închisoare toți corupții acestei țări în 100 de zile și nu reușești să stârpești toate monopolurile care au fost acumulate în 30 de ani și care asigură inclusiv creșterea prețurilor astăzi, pentru că există anumite bariere, dar ele o să fie depășite, doar că domnule, nu în 3 luni. Noastră, spuneți că ar fi trebuit ca să se ia o altfel de atitudine, trebuia să se gândească guvernarea, să aibă soluții pro-om, așa ați spus. Care ar fi acele soluții? В первую очередь с людьми нужно советоваться и людьми и людей нужно слышать. То, чего не происходит вообще. Мы сейчас говорим о нынешнем правительстве, не будем говорить о других. Это раз, и это очень важно. Когда мы говорим о том, что вот поборемся коррупцию, все будет хорошо, фачем фарте мульти, всего хорошего и так далее. Да, оно не работает. По причине чего? Потому что если мы хотим вернуть миллиард, о котором говорят наши коллеги, мы должны вернуться к тому, а как выводили этот миллиард. И напомнить две вещи. Кто голосовал за вывод этого миллиарда из правительства? Факт всем известный. Два высших должностных лица нашего государства. Не будем рекламировать. Какие решения? Первое. Уважаемые коллеги, вот сейчас я обращаюсь и вам, господин Перчун, и к зрителям, пользуясь случаем, что вы есть и, может быть, услышите нас, простые граждане Республики Молдова, отложить этот проект закона до полного обсуждения среди граждан, предложить людям альтернативы, либо дополнения какие-то, с учетом того, что у нас есть мужчины и женщины. К сожалению, женщины меньше зарабатывают по сравнению с мужчинами, со стажем больше сложностей есть. Вот вы о медиках сказали, у медиков сложнее ситуация. Найти консенсус и тогда приступать к каким-то шагам. Пойти на уступки, может быть, женщинам, пойти на уступки другим категориям населения в вопросах потенциального увеличения возраста. До этих пор изыскать ресурсы для сдерживания увеличения из государственного бюджета, из привлечения большего количества рабочих и стимулирования этих рабочих мест. Вот, кстати, в прошлом году мы заложили на субсидирование рабочих мест более 100 миллионов. Это вот тот бюджет, который господин Перчун критикует. Care ar fi soluțiile? Bine, eu doar vreau să fac o mică remarcă. În 2017, când Partidul Democrat a majorat vârsta de pensionare, inclusiv atunci, Platforma DA a emis un comunicat prin care a criticat această majorare, care are loc prin lipsă de transparență și lipsă de consultări publice. Cât ține de situația actuală? Desigur că cel mai bine ar fost ca să discute despre acest lucru câteva luni în urmă și să găsească soluția cea mai bună. Dar, din câte înțeleg, dacă joi a fost votată în prima lectură, a doua lectură ar trebui să fie săptămâna viitoare. Respectiv, mai este o săptămână vineri, la vineri am înțeles că va fi, asta am discutat aici. Vineri va fi în a doua lectură. Vineri, da? Mai multe proiecte votate vineri. Dar noi inclusiv discutăm anumite amendamente care ar putea să fie făcute până atunci. Pregăt menșe 10 dni, neconstitucional будет закон получается. Господин Перчон. Да, фи конституционал. Не конституционный, потому что вы до этого говорили, дома Ливи, сказать, что... Хотелось бы напомнить нашим коллегам и в первую очередь зрителям, что для того, чтобы закон был конституционным, одно из условий, это между первым и вторым чтением должно пройти не менее 10 дней. Не менее 10 дней. В четверг было первое чтение, пятницу второе, итого 8 дней. Да, да, не точно, дом Ревов, Вороб. Mulțumesc. Eu speram că totuși meargă pe procedura normală ca să fie săptămâna viitoare, astfel ca să poată veni cu amendamente, dar chiar și dacă va fi săptămâna asta și ar fi dorință, eu nu cred că acest proiect a fost elaborat de vineri până luni, dar dacă în regim de urgență așa de repede s-a elaborat, atunci eu cred că până la ședința de vineri se reușește de a face o analiză astfel de a vedea care este vârsta oportună de pensionare la moment și cred că se poate deveni cu modificare astfel pentru a diminua măcar cu procentul pe care a scăzut speranța la viață în Republica Moldova cu 1,1 ani. O altă soluție ar fi propunerea sindicatelor, care este că implementarea acestui proiect să nu fie cu în fiecare an să crească cu 6 luni, dar să diminuăm la 3 luni, astfel ca să fie o perioadă mai lungă de timp implementarea și să
fie mai ușor pentru cetățeni. Însă, în opinia noastră, cel mai corect ar fi ca să se revadă în general vârstele de pensionare și nu pur și simplu să facem copy-paste a proiectului democraților din 2017. Da, și aici, am înțeles. Dacă este deschidere din partea majorității parlamentare, eu cred că este loc până la votarea proiectului să găsească această soluție, dacă se fac consultări publice cu toate părțile interesate. Așa. Un lucru care trebuia precizat, am înțeles, vă mulțumesc, că un lucru care trebuia precizat aici se referă la unele informații care au fost mai mult pe post de a dezinforma decât a informa cetățenii. Deci, în cazul majorării vârstei de pensionare, da, aici nu există nicio prevedere care să excludă studiile sau armata sau un concediu pentru îngrijirea copilului sau alte lucruri de acest gen. Nu se referă la stagiu de... Nu se schimbă absolut nimic. Am văzut precizarea făcută de Ministrul Protecției Sociale și am ținut ca să fac această precizare aici, însă toate aceste lucruri se referă la pensionarea anticipată și iată trecem la al doilea capitol al discuției din această seară. Deci tot ceea ce am spus eu mai sus se referă la pensionarea anticipată. Pentru prima dată se introduce acest sistem care se vrea să funcționeze în Republica Moldova și anume omul care are un stagiu suficient ca să poată să iasă la pensie poate face acest lucru înainte de a atinge vârsta de pensionare, da? Aceasta este, de fapt... Filozofia din spate. Așa. Aceasta este. Pentru ce se face acest lucru? De ce e nevoie de această pensionare? Pentru că noi am dorit ca în condițiile în care revizuim vârsta de pensionare să oferim o anumită facilitate. Și pentru câți oameni anumită... pot beneficia după calculele dumneavoastră? Da, pentru o anumită categorie de cetățeni. Și anume pentru cei care au un stagiu de cotizare mai mare decât stagiul standard, în cazul bărbaților cu 5 ani, în cazul doamnelor cu 3 ani, în așa fel încât ei se poate ieși la pensie în esență la orice vârstă. Anul viitor, conform calculurilor care le-am făcut împreună cu Casa Națională de Asigurări Sociale, vor fi în jur de 5.000 de oameni. Și într-o distribuție egală între doamne, 300, între doamne, Percio, între doamne și domni, care vor putea beneficia de această măsură. Mai există această practică și în alte țări. Noi nu am mers pe formula în care introducem o careva penalitate pentru cei care ies anticipat. Deci pensia va fi calculată exact cu aceiași parametri ca și o pensie standard, plus în momentul în care persoana, de exemplu, a ieșit la 61 pensia pentru carieră lungă, a ajuns la 63, o să poată să-și recalculeze pensia și să includă acolo și acele perioade necontributive, așa cunoscute ca necontributive. Plus pentru că a existat foarte multe discuții în spațiu public. Noi din start am prevăzut drept necesar o diferență între numărul de ani pentru bărbați și femei. De ce? Plus 3, plus 5. Pentru că noi am vrut inclusiv să ținem cont de îngrijirea copilului. Poate acești 2 ani nu sunt suficienți ca decalaj și eventual până la lectura a doua noi acum analizăm câteva opțiuni de revizuire acestor condiții și sunt mai multe idei pe care le calculăm, le analizăm, vedem ce ne putem permite pentru anul viitor. Dar noi din start am favorizat doamnele în ideea circunstanțelor speciale în care se află. Să existe 2 ani pentru îngrijirea copilului. Dar știți că acum este și concediu de paternitate și sunt bărbați care se ocupă de îngrijirea copilului și femeia lucrează. Este adevărat, dar cu regret generația care se pensionează astăzi și care vor fi principalii beneficiari acestor măsuri a crescut într-un anumit context istoric în care totuși trebuie să recunoaștem că majoritatea absolută a celor care ieșau în concediu de îngrijire a copilului erau doamne. De asta și există. Haideți să vedem ce pretenții există la acest capitol, domnule Adnostacu. Este un lucru bun, da, nu, de ce nu, de ce da? В данном случае нужно было бы правильно отметить, что речь идет не о претензиях, речь идет о разъяснении вот той меры, о которой говорит мой коллега. Во-первых, это есть дымовая завеса для того, чтобы скрыть повышение пенсионного возраста. Основное то, о чем мы говорим. Парели фуарте буна деспре русами. Аша. Борог, да. Așa? Bine. Eu mă străduiesc să înțeleg. Mulțumesc, domnule Furculiță. Da. Значит, и в проекте закона ничего не сказано о увеличении пенсионного возраста. А идут какие-то в информационной ноте, я сейчас говорю о информационной ноте, идут какие-то пояснения другого, да, про Делечи. Вот, это раз. Два.
Давайте посчитаем, не будем гадать, не будем придумывать что-то. Вот исходя из тех норм, которые предложены, посчитаем, как человек может достичь этой возможности для того, чтобы попасть в эту категорию. Да. Во-первых, только репеде, да, очень быстро. Во-первых, то, что сказал коллега Перчун, «injur de 5000 beneficiar», возможных там 4300 человек, если быть точным. Да, это уже обман. Раз. Два. У нас на сегодняшний день есть... Коллеги, у нас на сегодняшний день, мы все знаем, сотни тысяч людей выезжали на заработки. Все они там работали нелегально. Так как могли, так и работали люди. Если и легально, то очень маленькая часть и на очень короткий период. Два. Медицинские работники, у них еще есть резидентура, которая также не входит в контрабилальный период. Соответственно, сразу же все вычеркиваем всех медицинских работников. Precizăm aici, vorbim despre pensionare anticipată. Вот об этом я и говорю. Да. О возможности Așa. Человека. Три. У нас, к сожалению, много бывает, когда люди утеряли свои документы, мы их не можем восстановить. И это все огромная армия людей, больше чем половины. Мы не даем им возможности. Изначально создаются условия, при которых вы не можете воспользоваться этим правом. Понимаете? Это раз. Дальше. Женщины. Два ребенка. Вы сами знаете. 4-5 лет минимум на нахождение в декретном отпуске. Больничный. Все мы болеем. И эта проблема есть. Служба в армии. Учеба. Я хочу сказать о том, что когда ты что-то предлагаешь для того, чтобы глазить какую-то ситуацию, нужно подумать, могут ли этим воспользоваться наши граждане. Патру, нитри, сути, домнитри. Патру, нитри, да. Это возможно. На сегодняшний день очень маленький процент людей, которые реально смогут воспользоваться. Почему? Потому что сегодня, чтобы воспользоваться этим правом, нужно сразу после школы идти работать. Не в ПТУ, не в институт. Государству не нужны грамотные люди. Не нужно рожать детей. В принципе, сегодня министр об этом сказал, что слишком длинный возраст. Не нужно идти в армию и так далее. Хайдите, сфачим un calcul, pentru că calculul așa și noi le-a făcut. Dacă ai termin școala la 19, faci 3 ani de licență, plus 39 în cazul bărbaților. Asta este 61, față de 63 este vârsta mai avantajoasă, totuși de pensionare. În cazul doamnelor, e 37, deci 59, cu 2 ani de îngrijire a copilului, iarăși suntem la un 61. Însă, într-adevăr, sunt anumite obiecții, de care noi говорим, господин Кричу, sunt anumite obiecții. Мы же говорим о многодетности, а вы говорите об одном ребенке, 2 года. В чем логика тогда? Ceea ce, pentru lectura a doua, noi examinăm mai multe oportunități, inclusiv poate să extindem perioadele care se includ în acești ani, 39-37, și eu cred că mâine noi o să avem o claritate pe care este spațiul pentru a face acest lucru, pentru că, într-adevăr, să extindem și mai mult această facilitate. La momentul de față, se pensionează anual cam 25.000 de oameni. 5.000 de oameni în plus sunt în jur de 15-20%. Și ea este gândită ca o facilitate pentru cei care au contribuit. Vă aduc aminte că noi vorbim de un sistem de contribuții sociale. Vreau să vedem care este atitudinea platformei DA vis-a-vis de acest capitol și să mergem la indexarea pensiilor, pentru că acolo este la fel de foarte important. Aici aș vrea să adaug mai întâi un lucru care este prioritar pentru platforma DA și colegii mei în Parlamentul trecut au venit cu mai multe inițiative legislative în susținerea veteranilor de război și în special a celor care au luptat pentru independența și integritatea Republicii Moldova. Din păcate, cei care au luptat pentru independența și integritatea Republicii Moldova, care au luptat în Afganistan, nu vor putea beneficia de această pensie anticipată pentru stagiul lung de lucru. Și aș recomanda majorități că nu au rămas atât de multe persoane aici. Poate ar fi cazul ca să se revadă formularea asta ca să poată beneficia acest persoane. De ce nu vor beneficia? Pentru că nu este prevăzut că serviciul militar obligatoriu și asta nu va fi... Păi în măsura în care o să atingă pe lângă serviciul militar obligatoriu care a fost 2 ani de zile în Uniunea Sovietică bunăoară, și la momentul de față în care persoanele cu studii superioare nu o fac. Dar la fel, v-am zis, noi o să examinăm inclusiv posibilitatea includerii acestor perioade necontributive. Dar chiar și în aceste condiții, totuși, o să fie niște oameni care beneficiază. Deci ar fi greșit să spunem că nu beneficiază nimeni. Nu, de fapt, jur de 25%. Veterani care au luptat în războiul. Da, e clar, da. Este clar. Iar dacă să revenim la
perioada din înjurea copilului până la vârsta de 3 ani. Eu chiar sper că o să se găsească o soluție aici pentru a include acest lucru, pentru că dacă să luăm un simplu exemplu, cadrele medicale, unde 61,3% sunt doamne în acest domeniu, 6 ani de studii la medicină, care nu sunt incluse în acest calcul, plus dacă mai are un copil sau de domnul 2 copii, aceste doamne din sistemul medical nici cum nu vor putea ajunge la pensionare înainte de termen conform legea asta. Și ar trebui de revăzut în contextul ăsta, ca astfel ca să includem perioada necontributivă de la articolul 5 alineat 2 litera E, dacă nu greșesc, astfel ca să fie calculat și această perioadă. Da. Totodată, până la votarea în a doua lectură, poate ar fi o soluție ca majoritatea parlamentară să ia în calcul și proiectul meu de lege înregistrat anul trecut, care prevedea ca să micșorăm vârsta de pensionare pentru cadrul medical pentru perioada de activitate cu timp de pandemie în condiții de stres. Și asta ar fi un gest destul de frumos față de idei bune sunt foarte multe. Există un proiect de lege în Parlament înaintat de un grup de deputați care propune ca pensia minimă să fie 5.000 de lei. Și bineînțeles că toate aceste idei, în esență, sunt bune, pentru că ele contribuie la creșterea veniturilor. Dar trebuie să ținem cont de o pătură financiară. Anul viitor, cheltuielile pentru protecție socială vor fi cu 6,5 miliarde de lei mai mari. În condițiile majorării pensii minime, care ne costă 2 miliarde de lei, în condițiile acelor ajutoare pentru compensarea gazului, care sunt 1,6 miliarde de lei. Deci, din tot bugetul noi pe protecție socială, cheltuim aproape o treime, ceea ce este foarte mult, pentru că trebuie să lăsăm spațiu și pentru investiții. De asta, bineînțeles că noi ne-am dorit să reușim să avem un program și mai ambițios. Dar, vă ziceam, avem o realitate care există la moment, pe măsură ce ne reușește să asigurăm creștere economică reală, semnificativă, ca să avem de unde împărți, mai împărțim. Că deschiderea este totală și față de cadrele medicale și față de oricare altă categorie de cetățeni. Am înțeles. Dar trebuie să avem ce împărți. Aveți Foarte скурт реплика, да. Уважаемые коллеги, прежде чем говорить о какой-то вишенке на торте, о которой сейчас говорит Перчун, что касается карьеры моя лунга, пенсии античипаты, шимой департии. Если мы хотим сделать действительно людям хорошо в условиях продолжительности здоровой жизни пенсионера, я подчеркиваю, здоровой жизни, в условиях его продолжить жизни после выхода на пенсию, в целом состояние общественного здравоохранения и готовности жить, мы должны сделать следующее. Давайте сделаем так. Античипати пенсия, но при достижении стандартного возраста. У меня много случаев было, когда люди приходили и говорили, у меня есть 33-34 года, достаточный для выхода на пенсию, но мне 58 на сегодняшний день. Я хочу выйти на пенсию, я не хочу больше работать, я устал. Давайте не будем лишать пенсионера заслуженного, законного права выйти на пенсию, тем более он за это платил всю жизнь государству. Второй момент. Хотим поощрить пенсионера. Давайте сделаем пенсию персональную социалистов. И эта инициатива тоже была и есть в парламенте, когда за каждый год после выхода на пенсию при большом стаже мы добавляем процент. У нас есть механизм перерасчета пенсии для работающих пенсионеров. Действующий, мы им также можем воспользоваться. Да. Масса других механизмов. Нужно дискутировать, не нужно все делать под покровом ночи. Socialiștii, colegii Șor au acest proiect de lege care vine în esență. E nobil, da, dar trebuie să reușim și așa. Niște realități ale momentului. Acum pensia medie... Da, vă rog! M-a întrerupt domnul Nostalcu, eu doar am vrut să spun un lucru, că desigur că cu propunere grandioase poate să vină oricine, dar în contextul propunerii care am spus-o eu referitor la diminuarea vârstei de pensionare pentru activitatea perioada pandemie a cadrelor medicale, din calcul care erau făcute anul trecut, pentru implementarea pe an ar fi fost vorba de 30-40 de milioane de lei. Pare o sumă mare, dar în buget pentru anul viitor la Ministerul de Interne se adaugă 663 milioane în plus, adică dacă s-ar dori, aici s-ar putea de găsit cred că acest 30-40 milioane pentru anul. Rămâne de văzut calculul. În al doilea rând, credeți-mă, cred că dacă am întrebat medicii ce facem, ne majorăm salariile? Sau le oferim pe viitor
o facilitate la pensionare, s-ar putea să prefere majorarea salariilor. Exact așa când vorbim despre anumite facilități la pensionare pentru mamele cu mulți copii. Întrebarea este, majorăm astăzi alocația pentru îngrijirea copilului sau mergem pentru anumite alte facilități? Deci, cu regret, în elaborarea bugetelor, ai de ales într-o măsură sau alta. Și fie mergem pe majorarea salarială, fie mergem pe facilități la pensionare. Da. Și toate astea trebuie combinate, reieșind din ceea ce dispunem la moment. Avem de muncit ca să fie mai mult vreau ceea ce împărțim. Să, vreau să încheiem și acest capitol ca să luăm publicitate și să ne întoarcem după pauză să vorbim despre indexarea pensiilor și să vedem ce înseamnă pensie minimă, cât va fi și după ce criterii vor fi indexate pensiile începând de anul viitor. Publicitate, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Continuăm. Spuneam că vorbim despre indexarea pensiilor, pentru că asta preocupă multe lume. Dar mai întâi vreau să... M-am uitat pe Facebook, așa cum fac întotdeauna, rog să fie trimise întrebări. De data aceasta, sigur că în privat, cele mai multe întrebări se referă la cum să trăiești cu o pensie de 1.500 de lei, cum să trăiești cu atâția bani într-o lună și să te întreții, da? Să cumperi lemne, să-ți cumperi de mâncare și așa mai departe. Nu mai zic medicamente, pentru că de la o anumită vârstă deja ai nevoie de mai multe medicamente. Ce facem? Ce facem? În primul rând, am mers pe acea formulă de majorare a pensiei minime, pentru că am considerat că este corect că cineva care are un stadiu complet de cotizare a muncit acei 34 de ani să aibă o pensie cel puțin egală cu 2000 de lei, apropiată de minimul de existență, care urmează a fi indexată și așa mai departe. Și asta a fost un prim pas. 3 luni, 500 de milioane de lei, anul viitor, încă 2 miliarde de lei, ne va costa această măsură. Și acum toată lumea are pensie de 2000 de lei minim? Nu, acum au 2000 de lei minim, cei care au stadiu complet de cotizare, cei care au un alt stadiu, au pensii proporțională stagiului realizat, cei care nu au deloc pensii au în loc de 500 de lei 1000 de lei, cei care aveau alocații anterior și au văzut și alocațiile majorate pentru dizabilitate și alte situații, respectiv a fost un pachet așa de majorare a acestor plăți care urmează a fi indexate, pentru că e adevărat, cresc prețurile, este o situație internațională, așa. Dar ele toate urmează a fi indexate. Haideți să vorbim despre... crescut baza de calcul. E puțin, nimeni nu neagă, e un început. Noi înțelegem că asta nu a rezolvat dramatic situația, dar adevărul este că acest lucru se referă la toată clasa politică de până acum, pentru că inclusiv la dumneavoastră, domnule Adnăstarcu, chiar dacă sunteți acum în opoziție, ați fost la putere, au venit alții acum la putere. Domnul Lavin, dumneavoastră poate ați fost un an, dar cei din Partidul Socialiștilor și comuniștii pe care aveți în bloc au tot fost la putere. Очень хорошую тему подняли, если вы позволите. Мы были у власти один год, пандемический год, когда только все начиналось. И при нас, не было такого роста цен. Это раз. Два. Haideți să nu intrăm tare în istorie, că n-are sens. Domnul Dodon a fost la putere un singur an? Отлично, время комунистов берем. Какая индексация была и какое было повышение пенсии? Это были разные. Мы имеем тогда 2009 год 20%, 2008 год 17%, 2006 год 15,6%. Это мы сейчас говорим о индексации. Рост цен тогда был в сравнении совершенно не такой, как сейчас. Когда мы говорим о сегодняшнем периоде, мы говорим о том, что у нас с одной стороны дают подачку 2000 и то не всем, с другой стороны вытаскивают через инструмент повышения цен тотально на все, в первую очередь на те продукты и услуги, что пенсионеры потребляют, намного-намного больше. Поэтому, когда мы говорим о правде, правда, она не такая, как говорят они. S-au perindat. Exact. Cine vreți a făcut orice, Brusso, numai nu a ridicat a nivelul putere, de trai al populației. În guvern Filat, în guvern Gaburici, în guvern Leancă. Vorbim despre toți cei care au fost la putere până acum. Toate formațiunile politice. Domnule Vovg, dumneavoastră ați fost chiar cel mai puțin. Perciun nicomu ne dăiot. Și acum sunteți în opoziție. Am văzut care sunt pretențiile legate de indexarea pensiilor și modul în care propune partidul de guvernământ ca să facă acest lucru. Vă rog să ne le spuneți și nouă, dar repede.
Bine, dar aici sunt două lucruri și care trebuie să discutăm separat. Prima este indexarea și a doua majorarea pensiilor de asigurări sociale. Când ține de indexare, bine, dacă ar fi fost discuții publice, poate majoritatea parlamentară ar putea să ne explice de ce se renunță la dublă, la indexarea de două ori pe an și se revine la indexare o dată pe an. Poate s-ar fi găsit soluții mai bune. Pentru că amintesc că în primăvară, când la 1 aprilie urmea să fie indexat pensia cu doar 0,68%, am înregistrat în Parlament un proiect de lege prin care să modificăm modalitatea de indexare și să nu fie în baza IPC, indicilor prețurilor de consum, dar să fie în baza indicilor prețurilor de consum din produsele din coșul alimentar strict al pensionarilor. Pentru că să nu ne uităm la alte produse care ei nu au nevoie de el, dar să ne uităm strict la ceea de ce au nevoie pensionari. Pentru că IPC o să calculează destul de sofisticat. Da, este clar. Haideți, dați-mi voi o secundă, numai o secundă, pentru că trebuie să precizăm un lucru. Să precizăm că indexarea se va face o dată pe an, potrivit propunerilor pe care le face PAS și urmează a fi votate cel mai probabil în a doua lectură, dacă nu se vor suporta modificări. Indexarea se va face o dată pe an, la data de 1 aprilie, iar coeficientul de indexare va fi racordat la cel al inflației pentru anul precedent indexării. Aceasta este regula pe care vrea partidul să PAS să o aplice. Da, 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 poate să explicăm pachetul. Vă rog, da, e mai clar, va fi, da, corect. În primul rând, opțiunea propusă de colegi atunci în aprilie ar fi dat o indexare mai mică, Liviu, decât ceea ce s-a adoptat până la urmă, pentru că media pe 3 ani era mai avantajoasă decât 6 luni în urmă aplicată pensionarilor, pentru că am avut descreștere economică și rata inflației aproape negativă. Deci, la moment, uite, sunt două lucruri care se întâmplă. În primul rând, noi revenim la formula indexării odată pe an. Ceea ce au făcut socialiștii nu s-a justificat. Am avut în octombrie 2020 o indexare de 1% rușunoasă de 12 lei. După care luna aprilie, aplicând acea formulă votată în februarie, în general n-ar fi trebuit să avem niciun fel de indexare. Și atunci, iarăși, cam la noi, ca de obicei, se intervine fiecare 3 luni de zile și s-a schimbat iarăși formula de indexare și s-a luat media pe 3 ani pentru că trebuia de soluționat problema pe moment. Dar conceptual e logic să existe o indexare în aprilie în funcție de creșterea prețurilor pe anul trecut. Și suplimentar, noi vrem să dăm o creștere reală a pensiilor de 50% din creșterea economică. De ce din creșterea economică? Pentru că pe măsură ce devenim cu toții mai bogați, noi considerăm că trebuie să întoarcem ceva din acel venit acumulat înapoi pensionarilor prin acest instrument de 50% din creștere. Asta fiind deja majorarea asta, pensiilor. Asta ar fi o majorare reală a pensiilor pusă cap la cap. Anume așa funcționează și noi vrem să o dăm nu ca procent, dar ca sumă fixă. De ce ca sumă fixă? Asta e important să o spunem. Pentru că pensionerii имеющим более низкие доходы. Потому что пенсионер, получающий, к примеру, 5000 лей, сказал, я ну вам, и пенсионер 2000 лей, для него вам, те же 70 лей, я ну вам, интеррупт. Haideți să vedem, vă rog să încheiați gândul, ne ducem înapoi. De ce o dăm în sumă fixă? Pentru că până acum, întotdeauna cum era? Se dădea ca procent și 3% din 100 și 3% din 1000 este diferit. Și cei care aveau 20.000 de lei pensie, întotdeauna câștigau mai mult decât cei care aveau 2.000 de lei pensie. Acum o să fie o sumă fixă de care o să beneficieze și cei cu 2.000 și cei cu 20.000, respectiv pensiile lor așa puțin o să apropie. Este un instrument redistributiv în favoarea celor cu pensii mici. Da. Deși, domnul Năsalcu, o speculez acum și o să zic altceva, dar asta este novația acestui mecanism. Eram la domnul Vov, pe care l-am întrerupt eu. Da, domnule Vov, vă rog să vă continuați gândul, dar vă rog foarte mult mai scurt. Am vrut să continui gândul la unde mă oprisem, referitor la indexarea pensiilor. Dacă nu se va ajunge la un consens între toți actorii, se vor schimba iarăși în fiecare an acest model de indexare a pensiilor. Și ar fi bine odată să punem capăt și în aceea eu consider că cel mai corect ar fi în baza coșului alimentar al pensionarilor să fie calculată această indexare, ca să nu ne mai aminăm de ea parcursul anilor, să rămâi așa. Cât ține de majorarea pensiilor de asigurări sociale. Aici sunt două lucruri la care a obiectat platforma, da? Prima, de ce
în baza creșterii economice reale, dar nu în baza salariului mediu pe economie. Pentru că mai de mult în legea cu privire la pensii, însuși indexarea, în calculul indexării, se folosea și creșterea salariului mediu pe economie și e mult mai logic, pentru că contribuțiile la bugetul de asigurări sociale sunt din salarii și atunci odată cu creșterea salariilor, respectiv cresc și numărul de contribuții și respectiv am putea să majorăm și pensiile cetățenilor. A doilea lucru este de ce trebuie să majorăm tuturor acest lucru. Dacă noi, eu înțeleg că prin această majorare a pensiilor, noi ne dorim ca cei care au pensii mici să le ridicăm nivelul de trai în Republica Moldova. Atunci poate ar trebui să facem o analiză la modelul cum s-au făcut compensările la facturile la gaz, care este majoritatea. 70% din persoane cheltuie cu 150 metri cubi. Asta, exemplu, fac asocierea. La fel și aici. Care este numărul de cetățeni unde sunt cele mai mici pensii? Până la 4.000 de lei, până la 5.000 de lei. Atunci haideți să încercăm cetățenii ăștia să-i ajutăm ca să le crească pensiile. Pentru că un judecător sau un procuror sau unul care a lucrat și a avut salarii nesimțite la stat și are acum 20.000 de lei, un 200 de lei la pensie nu cred că o să-l încălzească. Dar aceste 200 de lei ar putea fi folosite pentru persoanele care au pensii, da, într-adevăr. Este clar. Haideți să vedem. Da, în primul rând, dacă ne referim la salariul mediu versus creșterea reală a economiei, noi am mers pe un indicator care ține de productivitate. Noi devenim pe bune mai productivi. Și uite, asta înseamnă creștere economică. Salariul mediu în Republica Moldova se calculează fără ca să țin cont de companiile care au mai puțin de 4 angajați. Sunt tot felul de probleme statistice cu acest indicator. El întotdeauna crește dincolo de creșterea economică și nu reflectă pe bune cu cât noi am devenit mai productivi. Ori noi anume asta vrem să țintim, să devenim cât mai productivi, ca din acești bani să putem întoarce înapoi o anumită sumă pensionarilor. Da. Și doilea aspect menționat de Liviu ținea de... Liviu, a doilea aspect menționat de tine ținea de, nu de modul de calcul. De ce noi le dăm în sumă fixă? În primul rând, noi deja am făcut un pas înainte, pentru că nu dăm ca procent, dar dăm ca sumă fixă, indiferent de venit. Asta e un aspect redistributiv. În a doilea rând, da, a fost o asemenea discuție. Și este o discuție și despre indexare. Poate noi să indexăm la cei cu pensiile mici cu un procent mai mare, la cei cu pensiile mai mari cu un procent mai mic. Și eu înțeleg dorința asta de justiție socială, dar, în primul rând, oameni cu pensii mari în Moldova sunt puțini, da, ei sunt vizibili în spațiu public și noi despre ei discutăm foarte mult și acolo, într-adevăr, sunt anumite pensii nesimțite a celor care n-au plătit, dar au pensii mari. Și aici, în special, vorbim judecători, dar ceilalți care au pensii mari, de principiu, au și plătit foarte mult în bugetul de asigurări sociale. Și atunci trebuie să găsim un echilibru, pentru ca să nu avem totuși o discriminare între cei care, bine, au lucrat, dar au plătit și în acest context au și o anumită pensie. Și ar fi pe locuri poate discriminatoriu să-i tratăm diferit și atunci a mers pe suma asta fixă. Este o decizie cumva echitabilă, care încearcă să nu discrimineze între cetățeni, pentru că a lucrat cineva cu salariu de 15.000 de lei, a fost, nu știu, profesor, apropo, un cadru didactic, un cadru didactic la 15.000 de lei, pensia o să ajungă mai mult, mai complicat, dar cineva care a venit un venit de 20.000 de lei, de exemplu, un corporatist, de exemplu, în Republica Moldova, da, care, sau un designer bun care are un 25.000 de lei salariu, dar el plătește din acel 25.000 salariu 5-6.000 de lei pe lună în fond. Da. Și atunci e o întrebare. Apropo, vreau să aud reacția dumneavoastră, după care să mergem să vedem. De ce nu avem și noi un fond privat de pensii? Asta ne întrebăm de ani de zile. Vreau să văd care este răspunsul. Pentru că dacă omul poate coteza mai mult, să beneficieze de mai mulți bani la pensie. Vă rog. Spuneți, domnule Adnostalco, ce ați vrut să... Ați avut o reacție la ceea ce spunea domnul Percio? Я даже думаю, что здесь вопрос не в реакции. Давайте вот уйдем от этих пространных рассуждений и вернемся к земле. А именно, любой человек, пенсионер, задает вопрос во время индексации, а что я буду иметь с этого? Точка. Его не интересует больше ни зарплата, ни пенсия, ни другие вещи. Его интересует, что я буду иметь лично. Теперь, чтобы понять, что предлагают коллеги и что было, двойная индексация. Что такое индексация? Это сумма, которая выплачивается государством тому, кому выплачивают, в данном случае пенсионеру, за ошибки роста цен, которые были. Когда мы говорим о двойном механизме, мы говорим о том, что человек, пенсионер, не должен ждать целый год, что ему в следующем апреле
компенсирует ту сумму, которую он уже потратил в этом году. Он должен ее компенсировать раньше, и это важно. Весною механизм был шероховатый компенсации, она была 3,86, запятая. Это весной мы сделали вместе с коллегами. Осенью, я подчеркну, и этот механизм мы заложили, также было 3 с лишним процента. 3... Был процент. 3 процента. Итого 7 в октябре было. Дальше. И что еще было? Два раза была единовременная финансовая выплата 900 и 700 лей. Если поделить это по году, то в месяц 133 лей имел человек. Плюс с учетом всех усреднений 100 лей в месяц дополнительно имел человек. Вот что было при нас. Что предлагается сейчас? Чтобы вы понимали, уважаемые зрители, это очень важно. Вне зависимости от того, где мы живем и как мы живем, в следующем году будет примерно 3,5% индексация. Внимание! Это заложено в бюджете социального страхования. Внимание, Нацбанк прогнозирует 14-15% инфляции. То есть это минимум 14-15% будет рост цен, а в реальности мы знаем, что все 25%. Поэтому это не идет. Что касается суммы фикса, крайне несправедливый механизм. По причине того, что давать всем одинаково, у того, кого 7000 лей, давать эти 70-80 лей, это не... Он ничего не почувствует, а у того, кого 2270 лей, он почувствует. Да. Поэтому давайте будем идти по механизму, предложенный нами в прошлом году. Самых-самых пенсионеров, которые имеют меньше всего дохода, мы будем им давать больше всего денег, для того, чтобы это почувствовалось. Не нужно на сегодняшний день придумывать что-то. Уважаемые зрители, я постарался очень кратко объяснить, для того, чтобы вы поняли реальную ситуацию, не то, о чем рассказываем. Спасибо. Indexarea pensiilor și majorarea care o să aibă loc în luna aprilie. Asta este ceea ce este inclusiv inclus în bugetul, 7,75, ambele măsuri cumulativ. Totodată, dacă noi o să avem o inflație mare anul viitor, în primul rând, nu dă doamne să avem o inflație mai mare de 4% anul ăsta. Pentru că atunci, într-adevăr, indexarea o să ajungă și la 10, la 11, la 12, pentru că o să fie indexare plus creștere și acolo o să fim. Dacă anul viitor o să avem o creștere mare de... Nu, iarăși, de 10%, 12%, indexarea anul viitor o să fie 12% plus 50% din creșterea economică. Și o să fie un mecanism mai bun decât ceea ce este la moment. Când dacă merge pe varianta actuală care o au ei, indexarea ar fi de 4%, că media pe 3 ani e 4% în aprilie. După care, în luna octombrie, cine știe cât o să fie? Poate să fie un alt 4-5%. Și în aprilie anul viitor o să mai fie 5%. Și în loc să avem 12%, o să avem 5 sau 4-5. Realității, deci... dar am văzut potrivit BNS, pensia medie era la începutul anului de 2067 de lei. Pensia medie. Da, s-a schimbat de la începutul anului. Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă în cazul bărbaților a fost de 2409,3 lei. Comparativ cu 1919,9 lei în cazul femeilor. Deci avem aici Exact. Tot ce am eu говорил. Și se datorează поддержание держи индексации. Вот в этом бюджете не написано, что будет кумулятив всеобщий 7%, то, о чем говорит коллега. Здесь четко написано, что это было муриц. Чисто не дефиме. Ее проблема в факте мари. Это рассуждение. А мы толкимся от конкретных документов. Потому что под этот документ, уважаемые зрители, заложены деньги. Если нет, то их нет. Так, ну, если чти, лад, вы информацию, найдите. Господин Сергеевич, найдите. Acum revenim la întrebarea referitor la decalaj. De unde apare? Din vârsta de pensionare mai mică, doamnelor? Vârsta de pensionare mai mică, stagiul respectiv e mai mic, respectiv și pensia este mai mică. Și plus și salariile medii în care le-au ocupat doamnele pe parcursul vieții, au fost o societate inegală, au fost o decalaj salarial și asta a contribuit la această diferență mare. Domnul Rebov, vă rog. Domnul Preciun, найдите в этом документе индексацию 7%. Это ваш документ, который вы сделали. Найдите. Нет, пожалуйста, найдите. Вот здесь зрители. Докажите это зрителям. Да, я нам акума. Докажите, пожалуйста. Докажите. Здесь этого нету. Мы очень внимательно читаем документ. Если этого нету, то так и говорите. Нету здесь этого. Вы просто обманываете. Sunt online, îmi pare rău că nu mă aud colegii și nu-mi dă voie să mai spun. Sigur că vă auzim, da. Sunt online și o să încerc să-mi argumentez poziția noastră. Vă rog foarte scurt, pentru că nu mai avem decât 3 minute. Foarte repede, eu am pus acum pe ecran din proiectul bugetului de asigurări sociale prognoza indicatorilor macroeconomici pentru următorii ani.
Și aici vedem că PIB-ul pentru anul viitor 7,5, iar pentru anul următor va fi 4,5, va scădea. Pe când salariul mediu lunar care va fi calculat va fi în mare parte 13%, 10%. Respectiv, e mult mai logic în baza salariului mediu. Pe lângă argumentele care le-am prezentat anterior, este și această prognoză a indicatorilor macroeconomici făcută de către guvern pentru următorii 4 ani. Se vede că este mult mai convenabil și mai corect ar fi în baza salariului mediu. Este mai convenabil, dar este mai corect. Sunt două lucruri diferite. Da, am înțeles. Ok. De ce nu avem un fond privat de pensii? Asta este ultima întrebare pe care o pot adresa în această seară, dar înainte de asta. Neclaritate pentru mama mea, scrie cineva. De ce nu se face un recalcul adecvat la suma pensiei pentru persoanele ieșite la pensie anterior? Am muncit o viață funcționar public și cu siguranță nu este un caz unic, așa cred că se întâmplă în cazul majorității. Având la bătrânețe o pensie mizeră, formula veche, chiar și acum nici 2000 de lei. Da, este cazul majorității, practic. Pensionarii ieșiți recent au o pensie destul de bunicică, conform noii formule. Cum să se descurce în actualele condiții? Da, încă o precizare trebuie să spunem celor de acasă, pentru că și eu am aflat de curând că un om când iese la pensie primește 40% din cotizația pe care, din venitul pe care l-a avut. De la caz la caz. După 5 ani, doar 30%. Nu e adevărat. După 13 ani, doar 20%. Păi așa mi s-a spus. Nu este adevărat? Pensia nu scade? Это речь идет о госслужащем? Ну, да. В этом примере. Да. Если можно одно разъяснение, буквально очень важно. До этого госслужащим индексировали только половину их пенсии, вторую половину не индексировали, та, которая была с госбюджета. В 2020 году, по нашей инициативе социалистов, мы ввели индексирование и одной, и второй половины. Но с учетом того, что у них годами накапливалась только половина пенсии, у них появился вот этот разрыв, и очень серьезный у многих. И получается, что вначале они вышли вроде с неплохой пенсией, а потом они пришли с пенсии вот такой маленькой. И когда вы говорите о том, что 50, 30, 100, вот этих цифр, оно имеет место быть. Потому что не было вот этой индексации всей пенсии. Да. Мы этот вопрос решили в прошлом году. Но те годы ты не вернешь. Понимаете? Поэтому в данном случае нам надо... Cel care este acum la pensie este cu o pensie mai bună decât cel care a ieșit cândva conform acestei... Și ce facem? Deci, înainte de 1 octombrie erau 308.000 de oameni care aveau o pensie mai mică de 2.000 de lei. După 1 octombrie, 178.000 din acești 308.000 au 2.000 de lei și au mai rămas cei care aveau un stadiu de cotizare mai mic decât ceea ce însemna un stadiu complet și probabil doamna este într-o asemenea situație. Soluția este să majorăm pensia minimă în continuare. Să nu ne limităm la 2.000 de lei, dar să mergem mai departe în sus și asta o stragă în sus toate ceilalte pensii. De ce nu avem un fond privat de pensie? Este ultima întrebare. Dar cât timp răspundem la întrebarea asta? E o întrebare complicată. Nu avem un fond privat de pensii pentru că cetățenii n-au încredere într-un fond privat de pensii. Pentru că așa... Vă rog, domnul Năstalcu, asta nu a existat niciodată în 30 de ani. Apropo, noi chiar azi am discutat. Domnul Năstalcu, haideți să răspundem, pentru că cetățenii e o întrebare interesantă care îi preocupă. Da, certurile cu dumneavoastră o să le refacem. Deci, lipsa de încredere a cetățenilor. Doi, asta înseamnă totuși niște contribuții suplimentare. Dar și așa, noi plătim 23% dacă lucrăm la privat, în fondul de pensii și 29% dacă lucrăm la stat. Asta ar însemna încă niște bani extra, plus pentru ca un fond privat de pensii să lucreze, e nevoie de acumulat în el anual măcar vreo 20 de milioane de euro. Pentru ca el să fie interesant, ca să fie gestionat. Deci nu ne paște acest pericol. Apropo, noi examinăm pentru că ar fi un instrument foarte bun de a stimula și funcționarii publici, de exemplu, dacă noi anual am vărsat niște bani într-un fond privat de pensii, așa fel încât, în timp, din conturi investiții acelor bani se generează pensii mai mari. Și cum facem să scoatem banii murdari la suprafață, să nu se mai ia bani în plic, să... Multe instrumente trebuie aici. Eu optez și pentru majorarea salariului minim și pentru consolidarea inspecției muncii, pentru că avem șantiere pline de muncitori care nici nu se respectă securitatea muncii și avem deces în fiecare săptămână. Și pe lângă asta lucrează la negru, deși lucrează în companii care, bine mersi, câștigă câte 300-400 de euro la metru pătrat pe care îl construiesc. Dar salarii nu dau. Aici ai salariul minim, inspecția muncii ca să există o verificare bună, plus anumite facilități pentru angajatori ca totuși să reducem pe locuri povara fiscală pentru anumite categorii, ca să poată mai ușor plăti acest salariu. Da. Vă mulțumesc. Scurt, foarte scurt.
Да, все-таки хотел бы напомнить насчет справедливости пенсии. Если у пенсионера 10 тысяч лей, то по формуле, предложенной нынешним правительством, он получит порядка 500 лей в плюсе. А если у пенсионера 2 тысячи лей или 3 тысячи лей, он получит, соответственно, 100-150 лей в плюсе. Это несправедливо, сумма фикса 2. Что касается пенсионных частных фондов, тогда, когда у нас банковская система настолько уязвима и была разворована в правительстве 14, 15, 16 года, тогда, когда нынешние руководители государства были в той системе, были в том правительстве, голосовали за вывод денег, у нас никогда не будет доверия к инвесторов к нам, для того, чтобы прийти с частными пенсионными фондами с одной стороны. Eu vreau să menționez două lucruri încă la proiectul care urmează a fi votat în Parlament și, din păcate, noi la moment nu avem drept să venim cu amendamente, dar sunt doi deputați în studioul la dumneavoastră și sper să vină cu aceste modificări. Prima este la activitatea în condiții deosebite de muncă, unde se reduce vârsta standard de pensionare pentru anii de lucru în condiții grele de muncă, dar nu se reduce stagiul de cotizare. Respectiv, este ireal ca o persoană, chiar dacă îi scădem cu o activitate 20 de ani în condiții grele de muncă, îi scădem 10 ani din vârsta de pensionare, iar stagiul de cotizare rămâne la 34 de ani, este practic imposibil ca acea persoană să iasă la pensie. Și a doua, cred că a fost o eroare cu privire la cererea în format electronic și acolo trebuie de revăzut astfel ca să poată toți să solicite acordarea și a pensiei de urmaș, și a pensiei speciale, și a pensiei anticipate în stadiu lung în baza unei cereri electronice. Adică să nu discriminăm cu unii pot în baza cererii electronice și solicite pensia pe limită de vârstă, pensia de abilitate, dar ceilalți nu pot. Vă mulțumesc, domnule Vov, vă mulțumesc foarte mult, domnule Adamsar. Vă mulțumesc foarte mult. Ați avut nu știu ce precizare de făcut. Ați spus, nu e adevărat, nu știu când și da, nu știu unde, dar deja dacă vă încadrați în 10 secunde e ok, dacă nu... În Republica Moldova dreptul la pensie se acordă dacă ai mai mult de 15 ani munciți. Respectiv, nu contează că 34 sau scrie acolo 23, atâta timp cât ai mai mult de 15 și în același timp ai vârsta redusă pentru că ai lucrat în condiții nocive, poți iei pensie. Stagiul aici nu are treabă. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit astăzi și ne vedem lunea viitoare. Vă doresc o săptămână reușită.